Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi, emisiune în care încercăm să aducem reprezentanții administrațiilor publice locale să vă spună ce se mai întâmplă în comunitățile lor. În această seară avem onoarea de a face cu un primar care de 16 ani conduce o comună. O comună pe care, prin care probabil fiecare dintre noi a trecut la un moment dat, pentru că nu se poate să mergi de la Zalău la Jibou fără să treci prin comuna Mirșid. Așadar, doamnelor și domnilor, în această seară îl avem alături de noi pe domnul Călin Bereschi, primarul comunei Mirșid. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru că nu de mult am trecut în noul an. Permiteți-mi cu această ocazie să transmit tuturor sălăjenilor un călduros la mulți ani, să aibă parte de bunăstare, împliniri, sănătate alături de cei dragi, iar Sălăjeanului TV să aibă cât mai multe emisiuni bune, urmărite de cât mai mulți telespectatori. Mulțumesc tare mult, să sperăm că și dumneavoastră să aveți cât mai multe mandate, pentru că nu degeaba v-au ales oamenii de 5 ori. De 5 ori ați fost ales. 5 Fii al mandate. cincilea mandat, Da. într-adevăr, și de fiecare dată am încercat să fac tot ceea ce depinde de mine pentru bunul mers al comunei, alături de colaboratorii mei de la primărie, respectiv aparatul propriu al primarului, cărora vreau și lor să le mulțumesc pe această cale pentru modul cum reușesc fiecare dintre ei să-și ducă la bun sfârșit sarcinile de servici și împreună să rezolvăm cât mai multe dintre problemele locuitorilor comunei. Ce a făcut Călin Bereschi în ultimii 16 ani în comunitate? Adevărul că sunt multe lucruri care s-au făcut, multe lucruri care, zic eu, sunt de un real folos pentru locuitorii comunei. Și aici pot să încep cu introducerea gazului metan în întreaga comună, respectiv la noi toate cele patru sate ale comunei beneficiază de rețele de gaz metan, respectiv 37 de kilometri de conductă. Iar la ora actuală, în jur de vreo 300 și ceva de abonați, îs legați la rețeaua de gaz a comunei. Alte lucruri care s-au făcut pas cu pas au fost legate de întocmirea anumitor proiecte care s-au finalizat până la urma urmei în introducerea apei în Mirșit, apă în satul Moigrad, asfaltarea anumitor drumuri, modernizare școlii, lucrări la căminele culturale. Trebuie să spun că, mai ales în perioada 96, când am ajuns eu primar prima dată, lucrurile erau destul de... erau mai grele ca și acum. Nu erau bugetele chiar atât de Generoase. generoase și era destul de greu să faci anumite lucruri. Te descurcai cu bani proprii din bugetul local sau ce mai pica de la guvern? Cam Cam astea, așa, cam da, așa, erau da. posibilitățile. Cam așa. Și totuși ați reușit. Gaz metan, chiar și orașele din Sălaj nu se pot lăuda că au peste tot gaz metan. A, îi o bunăstare gazul metan, exact ca și cum sunt și celelalte utilități, pe care acum Comuna Mirșid aproape că le are pe toate. Pentru că Au ani condiții de oraș, oamenii de acolo. se poate spune așa, că au condiții de oraș. Începând cu gaz metan, apă, internet, telefonie mobilă, telefonie fixă, cablu TV și Toate așa mai departe. condițiile ca să rămână în comunitate. În cei 16 ani pe care i-ați petrecut la primărie, în cei 16 ani ați observat dacă pleacă oamenii din comună spre oraș sau spre în alte țări și se depopulează satele comunei sau, nu știu, rămâne la fel populația? Este atractiv, ofertantă comunitatea pentru ei? Păi ce pot să vă spun că, ca și număr de locuitori, Comuna Mirșit și-a păstrat un anumit număr de locuitori. Deci, diferențele sunt enorm de mici. La ora actuală, noi avem în jur de 2200 de locuitori, iar în 96 eram tot acolo undeva. Ceea ce e bine. Ceea ce este bine, dar ce pot să vă spun e că în Comuna Mirșid sunt căutate în continuare casele
care îs puține de vânzare, pentru că nu și le vând oamenii, chiar dacă îți plecați sau moștenitorii titularilor acestor case, dar să cumpără terenuri, mai ales în zona fundătură către Zalău, așa îi spune la respectiva zonă, unde se construiesc case destul de mult. De exemplu, iar Moigradu este un sat căutat, probabil că... Și apropierea de Porolisum e... Îi atras și de importantul obiectiv turistic care există în Moigrad. Și Popeniu este un sat căutat, e un sat la șosea, trece calea ferată. Firmenișul este un sat unde tinerii încă nu s-au decis să meargă în adevăratul sens al cuvântului de la oraș la Firmeniș, dar și acolo cei care stau în Zalău își vizitează părinți, bunicii și așa mai departe. Pe de o parte ar fi că au condiții de oraș acolo și totuși stau la țară, mai aproape de natură, la curte, ceea ce este ofertant, au acces la educație pentru copii, nu aveți școli multe? Da, deci noi în comună funcționează 3 școli. Deci avem la Mirșid școala gimnazială cu personalitate juridică, care este practic școala coordonatoare a celorlalte școli din comună. Avem la Popeni școala gimnazială cu clasele 1-4, unde sunt de asemenea două grupe de grădinițe, sunt clasele 1-4, elevii destul de mulți. Moigradu, unde avem grădinița și clasele 1-4, cu microbuzul școlar pe care îl administrăm noi, primăria, îi transportăm din satele comunei la centru de comună și astfel încât lucrurile merg bine. Da, pe unde îi transportați pe cei din Mirșid? Pe unde îi duceți? Deci cei din Mirșid, eu mă refer la cei din Popeni și Firminiș pe care îi aducem la Mirșid. Da. S-a făcut drumul acela de legătură prin pădure dintre Moigrad și Mirșid? Foarte multă lume mă întreabă de acel drum. Drumul respectiv a fost drum comunal care a aparținut de Consiliul Local Mirșid. În urmă cu câțiva ani, acest drum în 2008 a fost predat drumurilor naționale. Eu zic că există și o parte bună și o parte rea, dar cred că e mai mult o parte bună că s-a făcut acest transfer, pentru că acest drum, la ora actuală, face ca mașinile de mare tonaj, care vin din zona Creaca, Lupoaia, din balastirile respective, chiar și de la Jibou, trec pe acel drum și ajung în drumul național venind la Zalău, pentru că știm cu toții că la Ortelec sunt acele alunecări de teren și mașinile de mare tonaj nu pot circula pe acolo. Deci din punctul ăsta de vedere, fiind drum național asimilat cu un tonaj mai mare, e un avantaj pentru cei care construiesc și trebuie să-și ducă anumite materiale și balastru, nisip, că acestea sunt cu o greutate mai mare. Dar a fost pornită o acțiune de plombare, de casetare a lui. A arătat destul de bine într-o perioadă. Se zicea că va continua lucrarea, nu a mai continuat. Și din păcate, pe anumite porțiuni, datorită acestor utilaje grele, drumul a fost din nou deteriorat. Dar încă se circulă pe acolo. Noi din Mirșid, cei din Moigrad vin prin zona respectivă, îi... acceptabil. Ar putea fi și mai bun și da, dacă să sperăm că vor fi niște soluții în următorii ani ca să se mai investească ceva acolo. Da, am vorbit de ce s-a făcut până acum. Spuneți-ne ce aveți în curs de lucru acolo în comunitate. Acum, eu vă spun că sunt lucruri pe care nu vi le-am spus și pe care vreau să vi le spun. Da. A ceea ce s-a făcut în comună. Deci, pe lângă această introducere cu aceste lucrări și aceste investiții și aceste utilități de care am discutat, pot să vă spun că în comună s-au mai făcut câteva lucruri importante. Și începem cu proiectul construirea Centrului de Informare Turistică din Comuna Mirșid, care a fost... finalizat, a fost recepționat
și a fost pus în funcțiune. La ora actuală, acolo sunt doi angajați care își fac treaba, zic eu, destul de bine. E fostul viceprimar Ovidiu Bodea, care este șeful centrului, și încă un funcționar, un angajat. Chiar dacă suntem noi la început, noi încercăm acolo, având, să zic, această mană cerească cu faptul că Porolisumul este o așezare pe raza comunei Mirșit, ca această comună să o facem cât mai cunoscută în țară și nu numai. În acest sens, chiar s-au întreprins câteva măsuri, deși bugetul de funcționare, și aici nu mă refer la salarizare, care comuna, primăria îl asigură, dar mă refer la anumite acțiuni, n-au fost cuprinse în buget și în cheltuieli. Pentru acțiuni că de promovare, de publicitate, exact, de atragere. Exact, s-au început câteva lucruri și aici pot să vă spun că cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-au făcut câteva întâlniri. Chiar acum cu Hora Unirii, domnul Bodea a adunat acolo câțiva cetățeni din comună și au sărbătorit acest lucru. Și considerăm că lucrurile vor merge bine. Avem și o sumedenie de pliante. Chiar am vrut să vă aduc unul, dar l-am uitat din... Așa, dar o să vi-l venim dau. Venim noi în vizită și mi-l dați acolo. Chiar vă rog. Și există perspective bune pentru ca dezvoltarea turismului și aducerea aminte de anumite obiceiuri locale, care din păcate în multe locuri, și trebuie să recunosc că chiar și la Mirșit, din păcate au fost uitate. Și s-a început amenajarea unui muzeu. Chiar v-aș ruga să veniți acolo, să vedeți că e o plăcere să-ți aduci aminte de anumite lucruri vechi cu care strămoșii noștri au lucrat sau s-au îmbrăcat sau s-au încălțat. Da, e destul de frumos. Să sperăm că vom... Da, continua. Aveți cumva o strategie pe această zonă de dezvoltare a turismului? Aveți în plan să faceți anumite acțiuni concret? Da, avem în plan să facem anumite acțiuni, încă lucrăm la strategie. La strategie, să zic așa, la o înțelegere. Vedeți dumneavoastră că lucrurile aproape toate necesită o anumită cheltuială, mai mică sau mai mare. Încercăm să identificăm și aceste surse care, financiare care le-am putea da acolo. Sigur că nu vor fi mari, să nu ne așteptăm la altceva, pentru că noi avem niște proiecte în derulare care necesită o anumită cofinanțare, necesită o anumită, cum să vă spun eu, alocare financiară în avans, până când banii îți revin înapoi. Și acestea sunt investiții importante care nu pot fi lăsate pe din afară. Dar, cum v-am spus, vom încerca să găsim anumite mijloace și anumite strategii ca să putem încet, încet să dezvoltăm această zonă și această activitate care, trebuie recunoscut, este pentru prima dată când în comuna Mirșit se face acest centru de informare turistică și care noi sperăm că va avea un rezultat pozitiv. Da. Spuneați că aveți câteva proiecte mari care necesită o cofinanțare sau o finanțare substanțială din buget. Da, revin la ele. Pot să vă mai spun că pe lângă acest centru de informare turistică, lângă el, am reușit să modernizăm sediul primăriei. Nu am făcut încă recepția. Urmează în zilele sau săptămânile următoare să facem această recepție. Am reușit să ne modernizăm și baza sportivă. Atât centrul de informare turistică, cât și celelalte două obiective care vi le-am spus, sunt obiective finanțate pe fonduri europene. Primul pe măsura 313, celelalte două, primăria și baza sportivă, pe GAL. GAL-ul care în acea perioadă funcționa la Mirșid, iar suma obținută prin GAL a fost de 200.000 de euro, valoare fără TVA,
din care am reușit să facem cele două investiții la cele două obiective care vi le-am spus. Pentru lucrările de viitor, la care v-am spus că trebuie cofinanțare, noi am început anul trecut modernizarea a 7 km de drumuri de străzi în Popeni și în Mirșid. Acolo îs anumite sume care noi trebuie să le suportăm în avans până când vom reuși să ne obținem tranșele financiare și trebuie să suportăm și TVA-ul. Sigur că și acel TVA-ul la un moment dat o să-l primim înapoi, dar până atunci lucrarea trebuie dusă înainte. Pentru că cu fondurile europene așa se întâmplă. Trebuie să ai sursa de finanțare, trebuie să începi, trebuie să faci producție, trebuie să depui situații de plăți și să merge ca și o morișcă, ai lucrat, ai întocmit documentația, ai trimis-o mai departe și încet, încet îți intră bani. Dar tu trebuie să ai, să fii pregătit, să ai banii necesari ca să duci înainte această lucrare. Pentru că ultima și în multe cazuri, chiar și penultima tranșă de plată, efectiv îți parvine după ce e finalizată lucrarea. Și știți dumneavoastră cum e și cu întârzierile, da. Întârzierile și firmele de construcții care, sigur, au greutățile lor. 7 km de drumuri în Popeni și Mirșit, cam ce valoare are proiectul? Valoarea proiectului a fost în jur de vreo 35 de miliarde bani vechi, valoare cu TVA. Acest lucru s-a făcut pe FADR, măsura 322, iar în cadrul acestui proiect mai sunt două obiective care acum sunt în pregătire de a fi scoase la licitație pentru execuție, lucrări care trebuie să fie finalizate la sfârșitul anului 2017, asta însemnând până în decembrie, nu suportă nicio amânare, nicio prelungire, maxim 15 zile, perioada în care se poate depune tranșă pentru plată și ați obține ultimii bani. Este vorba despre modernizarea căminului din satul Popeni, lucrare care este estimată undeva la aproape 500 de mii, aproape 5 miliarde de bani vechi, dar deci 500 de mii de lei, și construirea unui after school în Mirșid, în satul Mirșid, respectiv în apropierea dispensarului uman, lucrare care se ridică tot undeva la suma respectivă. Acestea și aceste două fac parte din acest proiect integrat împreună cu drumurile, împreună cu cei 7 km de drum pe care vi-am spus. De asemenea, din fondurile publice naționale am reușit să finalizăm două ulițe importante în satul Moigrad, respectiv în jur de 2,2 km de drum, lucrare care s-a ridicat la vreo 700 de mii de lei, și am finalizat al treilea kilometru a drumului comunal din satul Firminiș, lucrări care au fost plătite și care îs terminate. Sunt și alte lucruri, zic eu, pe care am reușit să le facem. Ne-am dotat primăria cu un buldoescavator, am reușit să modernizăm iluminatul stradal, am achiziționat în urmă cu 3 ani acele lămpi cu LED-uri, am mărit numărul lor, s-a reflectat și în consumul de curent, care într-adevăr este mai mic, deși numărul becurilor în comuna Mirșid a crescut semnificativ. E un luminat bun pe timp de noapte, astfel încât să ai o anumită siguranță când mergi după ce se înserează. Am avut și un an de grație. Eu zic că a fost un contract destul de bine făcut și de către noi. Avem în 5 ani îl plătim, suntem în al doilea an de plată și încet, încet o să-l plătim. De asemenea, am reușit
cum v-am zis, să achiziționăm un buldoi excavator. Avem și o rabă la primărie. De exemplu, noi ne facem lucrurile, întreținerile curente a drumurilor cu mașinile din dotarea pe care le avem. Chiar și dezăpezirile noi le avem, le facem tot cu utilajele noastre, ne procurăm noi nisipul și sarea și cu oamenii care îi avem la legea 76 și cu cele două utilaje facem dezăpezirile. Legea 76, asistații sociale. Nu asistații sociale, că să urci asistații sociale pe mașini și cu lopate și cu alte lucruri nu-i prea ok. Cu ei facem altceva, cu ei facem lucruri mai simple, cum e de exemplu curățitul văilor, curățitul șanțurilor. Îi folosiți, îi scoateți pe oameni? Îi folosim și acum am avut cu ei o acțiune la crăpatul lemnilor și așezatul lemnilor la școli și facem. Bun. Aveți mulți? Deci noi avem vreo 70, în jur de 70 de dosare de ajutor social, așa, care, să zic așa, înmulțit cu o medie, și aici intră și copiii, de vreo 4 persoane, probabil sunt undeva în jur de vreo 250-260 de oameni, dar intră și copiii care nu prestează acele munci și care, na, din păcate, sunt destul de mulți. Dar dacă s-or găsi anumite formule, încet, încet să li se găsească locuri de muncă și prin șomaj, acolo unde ei merg lunar sau trimestrial să-și obțină acea adeverință pentru a fi bun, în regulă, dosarul social, să fie cât mai multe locuri de muncă, astfel încât să li se dea aceste locuri de muncă și ei să meargă să muncească. Sigur că ajutoarele sociale totdeauna vor fi, pentru că sunt foarte multe familii cu oameni bolnavi, cu oameni care nu pot să-și găsească un loc de muncă, cu familii cu copii numeroși, care, să zic așa, cum se spune, din păcate eu, luat sărăcia pe dinainte, care e greu și trebuie să avem grijă și de ei. Da, și cu salariul minim, în general, pe care le au familie, nu poate să trăiască. Cam acolo se ridică nivelul unui om obișnuit, nivelul de salarizare. Spuneați că vă folosiți asistații sociale, cei pe care îi plătiți. Aceasta a fost o problemă și de campanie electorală și de dispută publică, politică, socială tot timpul. Ce fac primarii cu oamenii cărora le dau bani? Îi scoateți la muncă? Da, noi îi scoatem la muncă, încercăm să fim lângă ei. V-am zis că dăm lucruri care nu pot să aducă anumite accidente, pentru că nu poți să le dai muncă cu o responsabilitate foarte, foarte mare. Dar ne folosim de ei. Probabil s-ar putea și mai mult, eu nu neg acest lucru, dar să știți că e foarte greu de stat între ei și, din păcate, De scos la muncă și primăriile au niște lucruri cu mult mai importante de făcut ca și acest lucru. Dar, vedeți dumneavoastră, la primărie eu aveam un viceprimar, încă o sătean de-al meu, care zice, domnule, primarul, viceprimarul e ca și o moașă comunală. Deci, noi trebuie să facem de toate acolo la primărie. Și dacă nu se face ceva, primarul îi devine. Păi așa e și știți cum e, că dacă colaboratorii mei totuși au unde se uita în spate, că se uită la mine, eu deja mă uit în spate, că n-am la cine mă uita. Deci eu primesc probabil cele mai multe reproșuri dacă anumite lucruri nu merg bine. Dar eu văd activitatea de la noi din comună și cunosc și eu, cred că pe toți primarii din județ, și eu convins că toți sunt de bună credință și toți încearcă să facă cât mai multe lucruri pentru comunitățile lor și cât mai bine. Sigur că alții reușesc datorită anumitor conjuncturi să facă mai mult, alții reușesc să facă mai puțin, dar toți sunt de bună credință. Eu așa... Acceptați o provocare, domnule primar, aici în direct?
Haideți să vedem și ce nu merge bine în comuna dumneavoastră, dar dumneavoastră să ne spuneți. Noi verificăm pe urmă, după pauza de publicitate, revenim cu domnul Călin Bereschi, primarul comunei Mirșit. Revenim în partea a doua a emisiunii Administrația la zi. În această seară îl avem ca invitat pe primarul comunei Mirșit, domnul Călin Bereschi. Înainte de pauza de publicitate, domnule primar, v-am aruncat o provocare, ce nu merge bine în comuna dumneavoastră. Haideți să vedem cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Pot să vă spun că sunt anumite lucruri care pot fi îmbunătățite. De exemplu, e o problemă legată de curățire, de mediu, unde eu aș dori ca cetățenii comunei să privească foarte serios această problemă, pentru că, în primul rând, discutăm despre sănătatea noastră. În al doilea rând, discutăm despre imaginea comunei. Sunt urâte locurile și podețele și șanțurile și gardurile care nu sunt reținute sau unde vezi tot câte un pet și câte o pungă și câte o sacoșe până șanțuri, pe văi și așa mai departe. După aia, eu cred că aici să pot fi îmbunătățiri și părinții au obligația să-și învețe copiii în privința asta. Eu am avut discuții cu cadrele didactice unde avem o colaborare foarte bună. Am discutat despre treaba asta, inițiem și aducem cât mai des aminte elevilor că aceste lucruri trebuie să le rezolvăm. O altă problemă care, zic eu, e destul de minoră, e faptul că după ce am reușit să asfaltăm acolo drumurile, mai sunt anumiți cetățeni care, chiar dacă timpul e neprielnic, să află, să urcă pe utilaj, pe tractor sau ce au, să duc în câmp. Când vin de acolo, vin cu noroi, cu mizerie, aducând pe drum și nu-i ok. Deci, părerea mea, eu zic că acestea sunt niște lucruri care, în primul rând, cetățeanul de rând trebuie să se gândească. Nu să aștepte tot timpul ca primarul să fie cu bota pe el sau să îi se tragă atenția sau nu știu ce, pentru că pe mine la o reclamație de genul ăsta mă face să mă duc eu, sigur, sau omul pe care îl trimit de acolo și mie mănâncă timp destul de prețios pe care eu l-aș putea folosi, de exemplu, într-altă parte, unde, să zic, la o lucrare mare ar trebui să mă duc cu dirijintele de șantier să verific mai atent calitatea, cantitatea anumitor lucrări ca să nu greșim atunci când îi vizăm situația de plată sau alte lucruri sau lucruri deosebit de importante care sunt într-o comună. Mai sunt lucruri care mă nemulțumesc. De exemplu, m-am nemulțumit foarte tare că anul trecut oamenii n-au avut de unde își cumpăra lemne. Și aici va trebui să vedem cum punem toți umărul la rezolvarea acestei probleme pentru anul viitor, că acum, de bine de rău, iarna aproape că o trecut, deși mai poate fi frig. Chiar l-auzeam și pe domnul prefect și foarte bine o făcut, că o discutat despre problema asta, am citit și eu în presă, chiar la Coșei, dacă bine rețin eu, a fost o problemă mare cu lemnele. Și eu discut cu oamenii, zice, domnule, iarna când e frig, mai rău ca să nu ai lumină și să nu ai lemne, nu poate fi nimic mai mult și mai rău. Deci trebuie rezolvată problema asta astfel încât oamenii să aibă materialul lemnos care e necesar pentru foc din bună vreme. Chiar noi am avut o problemă, dar la anumite insistențe, sigur că era destul de târziu și drumul a început să se deterioreze datorită înghețului, ploilor și ninsorii,
Dar până la urmă oamenii săraci au reușit să-și recupereze. Eu sunt foarte nemulțumit, vă spun sincer, și prin modul cum s-o ciopârțit, între ghilimele, să vă spun așa, pădurea țării, aurul verde a țării. România a fost și încerc să cred că mai îi una dintre țările care a avut cea mai mare suprafață cu niște păduri imense, cu niște păduri extraordinar de frumoase, cu crânguri, cu păduri de brad. Din păcate, noi am observat că aplicarea legii 247 în 2005 nu a dus la nimic bun. Sunt munți prin Suceava, prin alte părți care s-au golit de lemne. Lemnele se duc între alte părți și bieții oameni nu ajung să-și poată cumpăra 3-4 metri cub de lemn de foc. Tot lemnul se duce prin licitații la firme care la rândul lor îl duc mai departe și probabil o mare cantitate de lemn se duce la export. Acesta iar este un lucru pe care pe mine ne mulțumește extraordinar de mult, pentru că noi, din păcate, zic eu, și nu numai în privința asta, în multe privințe, noi n-am știut să ținem capul sus. Noi tot timpul am ținut capul plecat, parcă tot timpul am crezut că dacă ne zice străinul ceva, ăla e bun, dar ce zicem noi nu-i bun. Uite că nu e așa. Și aici sunt multe lucruri care se văd acum. Dacă vă aduceți aminte, în 97 sau 98, în Timișoara se închide Contimul și la câțiva pași se construiește altul. Deci să nu-mi spună mie cineva în Ungaria, spuneți, da? Da. În Ungaria construiește. Să nu-mi spună mie cineva că cineva ne-a vrut binele cu treaba asta. Sau alt exemplu. Stațiunile balneoclimaterice în țară. Dacă mergi aproape în multe locuri care pe vremea trecută erau bune și se puteau folosi, acum sunt paragină. Iar e un punct de gândire. Sau chiar dacă, sigur, mie nu mi-a plăcut regimul comunist și nu cred că a plăcut la nimeni. Dar fiecare regim, să știți că are și părți bune și noi cred că puteam să luăm câteva lucruri bune din regimul trecut. De exemplu, eu mi-aduc aminte că pe vremea lui Ceaușescu erau foarte multe grațieri. Dar acei oameni, și eu cred că merită o a doua șansă, erau lăsați acasă. Sigur că erau alte posibilități de a-i urmări, cei care se ocupau cu treaba asta, urgent îi băgau într-un servici, nu mai aveau timp de făcut prostii, cei care au avut și au învățat acolo, până la urma urmei, li s-a dat o a doua șansă, au devenit oameni care, până la urma urmei, s-au integrat în societate, cei care nu au înțeles, bineînțeles că probabil la timp au recidivat, s-au dus acolo, dar dacă, ca să fac așa o trecere la problemele cotidiene din ziua de astăzi, eu cred că nu trebuie să ne fie frică de grațiere, făcută în niște limite normale această grațiere, pentru că individul are dreptul la o a doua șansă într-o societate și nu putem tot timpul, dacă o greșit ceva, să-l ținem și să-l apăsăm, că gata, ăsta e scos din uz, nu e mai bun la nimic și așa mai departe. Așadar, înțeleg că dumneavoastră sunteți de acord cu grațierea. Cine ar merita să fie grațiați, dacă puteți să-mi dați exemplu? Acum vreau să vă spun că discuția eu, pe această zonă se duce. Vreau să vă spun că eu nu am studiat atât de aprofund ordonanțele astea și nici n-am avut timp. Dar eu gândesc așa mai general, să zic așa, mai simplist. Cred că sunt în țara asta mulți oameni cu drept juridic, miniștri, procurori, judecători, care știu cu mult mai bine ca și mine o asemenea problemă. Până la urma urmei, e o voință politică, e un act pe care și-l asimilează un partid. Eu v-am zis că nu cred că e un lucru rău. Și dacă se face în limite normale, eu cred că e
benefic. Și vă mai spun încă ceva. Din păcate am un vecin în situația asta, în închisoare. Într-adevăr, în închisoare sunt enorm de mulți. Deci ceea ce se vorbește e adevărat. Suprapopulare. Și lucrurile astea nu o să ne aducă, eu zic, chiar dacă ne încurajează alții că nu o să fie așa, eu cred că o să ne aducă anumite penalități. Și noi vedem destul de bine câte procese se câștigă la CEDO și banii plătim noi din buzunarul nostru. Vă dați seama la bugetul României ce ar însemna să plătești o amendă nu de 80 de milioane de euro, să plătești penalități sau o amendă de 30 de milioane de euro. Pentru că cu banii ăștia probabil că ai putea să faci și sper să se gândească cineva să faci o închisoare cu condițiile care se cer. Pentru că închisoarea nu trebuie să o privim numai din, cum ziceam adineori, o ajuns în închisoare, ăsta e un om ratat, e un om terminat. Nu, eu cred că acolo, până la urma urmei, închisorile moderne sunt oameni care, psihologii, oameni care se ocupă de reeducarea oamenilor și mulți trebuie să încercăm să-i aducem pe linia de plutire. Vecinul dumneavoastră ce a făcut? De ce este la închisoare? Nu vreau să discut acum, că nu... O faptă violentă sau o faptă, nu știu, inginerie financiară? O faptă copilărească. Da. O faptă care de răzbunare, în sensul că cei pe care au vrut să le facă rău, la rândul lor le-au făcut ei ceva, i-au făcut ei ceva, ei ceva lui. Și el a avut o minte copilărească care, din păcate, i-a jucat feste în momentul respectiv. Din păcate. S-ar mai putea întâmpla, aceasta este practic frica celor care sunt împotriva grațierii. Cei care au atitudini violente sau sunt condamnați pentru fapte antisociale, în momentul în care s-ar putea întoarce în societate să-și reia obiceiurile. Pentru că tocmai ceea ce spuneați dumneavoastră, închisorile moderne ar trebui să ofere educație, o reeducare a persoanelor ca să fie redat societății, nu? Mi se pare normal. Da. Bun, este o întreagă tevatură cu cele două ordonanțe, grațiere și amnistie. Cum vedeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă la nivel național? Război, putem să-i spunem război între președinție și PSD? După cum se vede, da. Deci n-are rost să ascundem... E război politic. Sigur, n-are rost să ascundem acest subiect. Dar eu... cred, ca și mulți alții, ca și oameni de bună credință, că acest lucru n-ar trebui să fie. La noi în țară lucrurile s-au așezat, președintele a fost ales președinte, majoritatea guvernamentală a fost pusă în urma unui scrutin corect după alegerile din 11 decembrie. Eu zic că puterile sunt bine stabilite și cred că aceste puteri și împreună și cu celelalte, cu justiția, cu procuratură, cu Ministerul Public și așa mai departe, trebuie să lucreze în favoarea noastră, în interesul nostru. Și mai ales factorul politic, că la urma urmei și domnul președinte este tot un politician, un om care a venit din rândul unui partid politic, probabil că opoziția fiind slabă, dânsul și arogă niște ca un vâr de lance pentru opoziție. Nu-i nicio problemă nici asta. Întotdeauna faptul că sunt anumite divergențe între anumiți oameni, asta poate de multe ori să ducă la lucruri bune și eu cred că cât de repede trebuie să se încete acest război. Eu cred că trebuie să ne folosim toți oamenii buni pe care îi avem în țară. Nu trebuie să-i catalogăm pe unii că ăia îs într-un fel, celălalt îs într-alt fel. Vedeți, dumneavoastră, sunt oameni care au anumite euri, să zic așa, anumită forță, anumite mândrii în ei, altele bune, altele
reale, au anumite probleme. Ca și în sport, mi-aduc aminte, deși eram mic, dar plăcând un fotbalul, vă fac o paranteză, era campionatul mondial din 70, eu aveam probabil 2 ani atunci, 2 ani aveam, și în echipa României juca Nicolae Dobrin. Ați auzit de Nicolae Dobrin, fie iertat. Un talent uriaș. Dar cu probleme. Deci să nu ascundem faptul, la Dobrin îi plăcea băutura și statul seara la crâjmă când ceilalți componenți al lotului național se culcau. Se pare că și Rică Răducanu era undeva apropiat de Dobrin. Și foarte multă lume zicea atunci că dacă Dobrin juca atunci, noi câștigam campionatul mondial. Uite că antrenorul de atunci nu l-a băgat, deci l-a pedepsit. Dar în schimb, venind mai coace unde cunosc mai bine fotbalul, și ajungem la Mircea Lucescu. Deci Mircea Lucescu a avut jucători de fotbal gen Dănuț Lupu, Bala și nu știu ce, cu anumite, să vă zic, devieri, dar datorită talentului lor deosebit de mare, el i-a știut folosi. Și eu acum îl fac o comparație Iohannis ca selecționer și Dragnea ca un jucător extraordinar de bun. Nu, chiar dacă are o anumită problemă, și aici facem comparația care v-am spus-o eu, nu trebuie să folosești un om cu o capacitate și cu o experiență și cu o calitate ca și Dragnea. Păi ce calitate mai mare vrei când partidul condus de el o câștigat atât de detașat alegerile? Da, corect. Și oamenii au știut că... Nu s-a mai câștigat de pe vremea președinției lui Iliescu la așa mare diferență. Și oamenii au votat știind că domnul Dragnea a avut acea condamnare cu suspendare, care eu nu vreau să discut despre ea, dar la urma urmei faptul că scoți oamenii la vot, asta poate să te condamne pe fiecare, om politic, pentru că eu, dacă mă duc pe drum, eu nu mă duc să-i spun, domnule, nu te duce la vot. Îi spun, du-te la vot, votează așa pentru că eu sunt cel mai bun. Și dacă mă votează, mă votează. Dar nu o faceți în duminica votului. Nu în duminica votului. Eu mă refer în da, timpul campaniei electorale. În timpul campaniei electorale. Care sunt calitățile lui Liviu Dragnea? Liviu Dragnea e un tip cu o organizare extraordinar de bună. E un tip care... datorită faptului că, cel puțin aparent, are un calm ieșit din comun, eu zic că acest lucru o să-i aducă numai de câștigat, deși o parte a presei zice că PSD-ul ar trebui să fie mai dur, să riposteze și așa mai departe. Eu nu cred că în momentul ăsta, dacă și PSD-ul ar riposta, e o părere de-a mea, lucrurile cred că ar lua o totură mai urâtă. Ar degenera. Deci, există un proverb, întotdeauna cel mai deștept cedează. Eu sper ca noi, PSD-ul, să ne putem duce la bun sfârșit programul de guvernare, astfel încât oamenii, după un anumit timp, să spună, domnule, am făcut o alegere bună. Mie nu mi se pare normal și nu poți ca un om sau un partid sau un guvern sau o instituție să lucreze sub presiune. Foarte, deci... foarte scurt. Ce așteptări aveți de la actualul guvern? Mai avem 2 minute, trebuie să ne împărțim pe scurt. Da? Așteptări să-și ducă programul de guvernare la bun sfârșit, să îi un program foarte bun și aici îi fac atingere numai la faptul că se axează mai mult ca ceilalți pe capitalul autohton, pe firmele românești, pe oameni, mai aproape de oameni și așa mai departe, ceea ce este un lucru bun. Eu cred că vom reuși. Și un mesaj pentru telespectatorii noștri aveți, așa de final de emisiune?
Am un mesaj, sigur că eu mai aveam încă câteva lucruri importante. Data viitoare, la următoarea emisiune. Să vă spun ceva și de buget, să vă spun ceva și de calitățile primarului, ce ar trebui să facă. Va trebui să renunțați la mesaj sau să ne spuneți aceste lucruri. Un primar, ce să știe un primar, dar nu o să fac, o să ne mai întâlnim cu ajutorul bunului Dumnezeu. Sper să mai discutăm despre aceste lucruri. Mesajul meu, în primul rând, e să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim sănătoși toți, să ne dea Dumnezeu minte, atât nouă, cât și celor care sunt mai sus și ne conduc destinele, pentru că să încercăm să devenim uniți, pentru că nu de mult a fost 24 ianuarie, ziua Unirii. Cred că dacă fiecare dintre noi vom da ce avem mai bun și vom lăsa anumite, nu știu cum să vă spun, vom lăsa anumite ranchiuni personale deoparte și să ne punem contribuția toți pentru bunul mers al societății, eu cred că vom reuși. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Vă mai așteptăm. Sper că n-am jignit pe nimeni, sper că a fost o discuție corectă și sinceră între noi. Eu cred că sunt multe lucruri care se pot face cu implicare din partea tuturor. Încă o dată le mulțumesc colegilor mei de la primărie pentru sprijinul pe care mi-l dau. Le mulțumesc locuitorilor Comunei Mirșit pentru faptul că avem o relație sinceră, corectă, unii cu ceilalți. Ușa mea le este deschisă de fiecare dată și să sperăm că lucrurile vor merge într-o direcție bună, pentru că asta ne dorim cu toții. Să fie un an 2017 foarte bun pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule primar, că ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm și altă dată. Dumneavoastră vă urez o seară plăcută în continuare, alături, bineînțeles, de Slăjanul TV. La revedere!